găsit, stimați telespectatori! Începând de la ora 13 la 15, televiziunea Link Press TV va aduce în casă prin emisiunea Satul de Dincolo de București, interpreți de muzică populară, oameni care au trecut prin viață, au învățat ce înseamnă folclorul autentic, au demonstrat prin înregistrările, prin filmările, prin emisiunile de radio că știu ce înseamnă folclorul românesc. Astăzi am adus pentru dumneavoastră două interprete din zone diferite. Am să le întreb pe fiecare de unde vine și ce ne aduce. Bună ziua, stimată doamnă Elena Lefescu Breazu. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Deci eu sunt din Roșorii de Vede, județul Teleorman, dar la vârsta de 16 ani am cântat timp de 2 luni de zile, am fost în turneu cu Maria Lătărețu și am abordat o parte din cântecele Mariei Lătărețu, adică zona Olteniei. Mulțumesc mult pentru prezentarea făcută. Mai avem alături de noi încă o interpretă din altă zonă folclorică, Lucia Lazăr. Sărut mâna, doamnă, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Este prima oară să fiu aici invitată de dumneavoastră, coleg drag, interpret îndrăgit de marele public, un profesionist și sunt sigură că toate emisiunile pe care le realizați dumneavoastră o să fie de mare calitate pentru că dumneavoastră nu folosiți rabatul. Bun, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Nu puteam să trec peste. Da, normal. Eu vin din zona Ialomiței, mai precis din comuna Gârbov, orașul Ziceni, și de câțiva ani mi-am pus eu ambiția să promovez zona Ialomița prin cântecele mele. Ca să luăm cu ABC-ul, din clasele primare 5-8, diriginta mea mă punea să cânt foarte mult în orele de dirigenție și în spectacole care se organizau la nivel de școală. Dar acestea m-au ajutat foarte mult pentru că la 14 ani am fost chemată la Căminul Cultural și am făcut parte din taraful comunei mele Gârbovi. Asta m-a ajutat foarte mult că timp de vreo 5 ani am colaborat cu ei pe timpul liceului. Deci la 14 ani m-am dus la ei, după clasa 8-a și tot liceu, m-am întors în sat și am cântat acolo. Deci bazele s-au pus din cauza directorului de acolo, care i-a plăcut vocea mea și m-a pregătit pentru ce trebuia să urmeze. Mulțumesc mult! Cred că ar trebui să începem puțin să intrăm în miezul problemei și să depunem la muncă. Pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă sau ne văd, Lucia Lazăr. Să cânt mai, cât o-i trăi
Ce ai început tu? În primul rând vreau să spun că la vârsta de 7 ani am cântat pe scena din comuna de unde m-am născut, în comuna Zâmbreasca. Am cântat un cântec din repertoriul Ilenei Constantinescu. După aceea au început concursurile, știi cum se făceau. Am câștigat Dialog la distanță la vârsta de 16 ani, care, mă repet, am avut fericita ocazie să cânt alături de privighetoarea Gorjului, Maria Lătărețu, într-un turneu de 2 luni de zile, plătită, să știi, luam 25 de lei pe seară. Da. Ca să știi. Da. După aceea am plecat la București, mi-am terminat liceul la București, Școala Populară de Artă, dar între timp am făcut o altă emisiune la... Era pe vremea acela TVR1, pe Molière, încă nu se făcuse, cu Radu Voinescu, am cântat în direct Geaba ai lună lumină, piesa Mariei Lătărețu. Dacă vrei, poți să ne exemplifici. Vrei? Da, să știi că cea mai mare plăcere. Noi te ascultăm. Geaba lună lumină, ca mea inimă nu-i bună. Și voi stelelor, surori, de ce mă lăsa să mor, măi? Hei, lună, fii voioasă, pe cât ești de luminoasă, of, of. Și caută-mi locușorul unde-mi dorme puișorul. Bravo, foarte cu doamna Teodora Popescu. Aveam 17 anișori, să spun așa, după aceea am făcut primele imprimări în radio, cu orchestra radio, am urmat CD-ul, placa acea mică, după aceea am făcut foarte multe imprimări în radio, Electrecord, unde placa am spus... aceea care costa 10 da, lei? Placa aceea care costa cea mică 10 lei și cea mare 26 de lei. Da. Am făcut, deci, 4 plăci și un, cum să zic, o casetă, că nu se făcea pe vremea aceea. Am cântat la foarte multe nunți, am fost în foarte multe turnee. Mai vorbi, mai vorbi. Da. Dar telespectatorii noștri vor să te audă cântând 2 melodii frumoase. Cu mare plăcere. Pentru dumneavoastră, Elena Lefescu Breazu. Mi-a devit doar să mă duc.
văd mulții frumușei, să stau de vorbă cu ei, mă. Lucia. Am zis bine, Lucia? Corect. Că am avut o discuție odată și ziceam Lucica. Și tu mi-ai spus, nu, vă rog frumos, îmi spuneți Lucia. Că mi se pare corect, pentru că Lucia nu este un nume de scenă, este numele din buletin. Și mi se pare corect, pentru că așa m-am lansat, să nu derutăm lumea. Da, da, la artiști se poartă. Da. Artiștii pot să spună și altfel, chiar dacă... Da, mie îmi face plăcere să mă cheme. Îți iei pseudonim și gata. Bine, să mergem mai departe cu discuția cu noastră. Drag. Ai participat la concursuri? Ai câștigat premii, ceva? Da, 15 ani, înainte să lansez CD-ul Sunt fată din Ialomița,
am colaborat cu foarte multe ansambluri și am participat la Cântarea României, luând mereu locul 2, că nu aveam repertoriu. Așa. Așa că, după atâta experiență de 15 ani, iată că prin sursele proprii de inspirație și financiare și cu povești de acolo, de la mine, din sat, trăite de mine, de oamenii de la vatra satului, am reușit într-un timp de vreo 5 ani să șterg și să scriu, să n-am de lucru cu cineva că am copiat ceva, să mă reprezinte acest CD-ul pe mine și pe cei din Ialomița, cu sugestiv intitulat Sunt fată din Ialomița, care de 10 ani chiar promovez această zonă. Ce amintiri frumoase are fata din Ialomița alături de frații ei. Amintiri, ceva frumos. De frații mei. Sau o întâmplare deosebită. Haideți să ne legăm de hora satului. Corect. Dacă tu vrei. Am trăit și aceste momente și chiar Măricica am și dansat acolo, dar întâmplări, așa cum doriți să vă spun, sunt pentru că cele două surori erau mai mari decât mine. Între noi e o diferență de 12 ani, de 13 ani, pentru că noi am crescut 7 frați vreo 8 ani, 3 din ei mititei s-au dus și a rămas diferența asta. Și ele participau la hora satului și acolo se legau prietenii. Și eu eram fata din grădină, care le luam îmbrăcămintea de hora satului și le aduceam îmbrăcămintea din casă ca mama să nu știe la ce oră au venit. Și nu așa am pățit-o eu cu asta, că mă duc fuga să duc lucrurile și să le iau și m-am trezit cu un ciumag în cap de mama, că a crezut că e fata care vine târziu. Așa că mi-am luat. Amintiri frumoase și eu am cu sora mea. Sora mea e da, mai, deci e cea cu frații, mai mare. Amintiri foarte frumoase. Paralel copilărie, copilul din Bărăgan cu ani în urmă, deci înainte de Revoluție, nu a avut copilărie. N-ai alergat prin țărâna după uliță? Deci nu am avut bucurie. Dar paia dacă o făceam, poate cu treabă, până la mama mare să aduc ceva și să vin la mama acasă. De ce? Noi am fost lăsați acasă singuri, de la 6 dimineața până la 6 seara și făceam exact ce ne tăia capul, cu bune și rele. Aveau servici la oraș sau lucrau? La mine în comună, îi luau o remorcă cu toată lumea, vecini, și tatăl meu era șef de echipă și ducea la muncile câmpului și toți copiii de pe stradă rămâneam singuri. Vă dați seama că nu ne bucuram de prezența părinților. Când ai mâncat, te-ai spălat, ce ai făcut. Mâncam ce doream noi, treburile erau plănuite, vaca, purcelul, iarba, vreascurile. Deci, iar mărișori ne-au pus la toate muncile posibile. Dar când ploua și te chema mama la ea în poală, nu era frumos? Nu, nu te am fost bine? Niciodată în poala mamei. Eu am fost. Nici pupată. Și noi am fost 6 copii, dar ne chema mereu. Nu. Mama a fost într-o permanență treabă. În special m-a chemat odată când mi-a spart capul și a doua, prima zi când mi-a spart capul, sora mea îi spune: mamă, Nelu, mămică, Nelu și-a spart capul. Bine că nu l-a pierdut de tot. A doua zi a plouat și a rămas acasă. Și când zice: hai, Neluțule, mamă, să văd ce ai pățit. Și când a văzut că era o crăpătură la două, deci ce aoleu, ce-am... M-a pupat acolo, nu? Da. Haide să vă spun paralel cum vedea mama lucrurile la cei atâți copii pe lângă ea. Deci era super, super muncită. Am dat cu o praștie într-o rândunică și am spart geamul la vecina și am stat 2 săptămâni la mamai. De frică? Da. Pentru un geam? Deci nu spun lucruri... Fiecare copilăria lui... Eu și radio la emisiunea doamnei Vasilică Ghiță Iene, a fost o emisiune Dor de Sat și am spus, în Bărăgan, nu vorbesc acum că s-a modernizat tot și copiii sunt foarte fericiți, da, că părinții stau acasă cu ei. Noi nu am avut spaima copilului de la clasa 5-a, 8-a, a fost sapă. Și când era, începea ploaia, când era nordă ploaia și atunci... Luam toate șanțurile la rând și ne bălăceam. Da, nu, eu vreau să spun altceva. Atunci mă rugam la Dumnezeu, dă Doamne să vină mămica mai repede acasă, să nu apuce ploaia pe câmp. Corect. Și eu am copilării la țară, corect, așa că știu ce înseamnă. Da, eu nu mi-aduc aminte de nimic frumos de acolo. Mulțumesc mult pentru ce am discutat până acum, pentru tot ce ne-ai prezentat până acum. Da. Hai să de ne exemplu, mai ascultăm. Elena, mai vorbim, colega mai, mea, mai vorbim. Poveste, noi ne întâlnim multe emisiuni. Atât de fericită a fost. Eu nu pot să spun asta. O să... Ne va spune și Elena ceva din viața... Poate că acolo era petrecută la țară. Că acum îmi spune ce of, m-am săturat de țară. Dar vreau să ne spună la timpul potrivit. Să te mai ascultăm încă două piese. Lucia Lazar.
Cine bine e pe lume, cât sunt părinții cu tine, ei îți dau mereu povață, cum să te descurci în viață. Și la bine și la greu, of, părinții mei, nu te lasă niciodată, sărut mâna mamă, tată, of, părinții mei. Acasă când am plecat, măi, părinții mi-au dat un sfat, măi, de voi ca de la pământ, măi, să mă ridic să nu plâng, măi, să-mi grijă că lumea-i rea și binele nu mi-l vrea. Eu să am grijă de viață, doar în ei să am speranță, of, părinții mei. Mi-a fost greu printre străini, singură, fără sprijin, măi, nu mi-a fost deloc ușor, măi, să fac pe plac tuturor, măi. Acum sunt la casa mea, am bărbat și fata mea, of, și fata mea. Am pentru ce să trăiesc, pentru fata mea. Hai, hai, câmpie. Grâul trește cât voinicul, auriul este spicul. Hai, hai, că răsare mândru soare, ia-uzi, mă, toată lumea se de vânt, munce ziua la pământ, măi. Ei sunt pe câmp toată vara și culeg roadele toamna. Hai, hai, fac bogată România. Acolo îmi este vița, în frumoasa Ialomița. Bărăganu cu câmpia, fac bogată România. Acolo îmi este vița, în frumoasa Ialomița.
Elena, am discutat cu Lucica, cu Lucia despre, scuze, dar nicio problemă. Așa îți mai zice și mama, despre poate îți mai zic și vecinii, da. Cine știe. Dar mama îmi spunea Luca. Despre copilărie, de copilărie, ce a fost da. Copilărie. Cu tine am discutat ceva de, despre copilărie, de lansarea ta da, în muzică. Da, da. Îți place să călătorești? Foarte mult. Ia zi, unde călătorești? Nu mai plecat aș vrea să stau. Să știi că atunci când n-am... acum să iau de la capăt. Deci eu am fost al cincilea copil la părinți, singura fată, restul au fost numai băieți. Și vreau să spun că tatăl meu a fost cârciumar. Și cu maica mea. Și te-ai aveam... învățat vreodată când erai mică? Nici măcar nu știam gustul, nici nu-mi plăcea. Îmi zicea mama să gustă și tu un pic de bere, că era bere la butoi așa și era amară. Și nu-mi plăcea, deci nu vreau. Dar mâncam foarte multe prăjituri. Ah. Da. Dar vreau să-ți repet că veneau foarte mulți lăutari satului la cârciumă. Și atunci cântam în fiecare seară cu ei. Când venea mama târziu, noi stăm pe o vale. Pe valea aceea unde stăm noi cu casa, curge un râu și avem și un ieleșteu, unde era foarte mult pește. Și aveam în casa, la casa părintească, un pus din ăla cu... Cu găleată, normal. Cu găleată, dar curată, nu din ăla cu... Nu, cu... Cum se zice la alea... Buduraie. Buduraie? Da, nu, care sunt așa mici. Ia uite ce lapsus am acum. Nu, citură, citură, dar erau de fântâna făcută de niște chestii din alea, așa, de beton turnate. Așa. Și puneam capul acolo. Tuburi de beton. Tuburi de beton, că așa, nu mai nimeream așa. Așa, am descoperit-o da. La urmă. Și puneam capul acolo și cântam și auzeam ecou ce cântam eu. Apoi mă urcam pe pătuț, pe pătuțul de la fântână și cântam seara, să știa, de la ora 7. N-ai căzut niciodată. Era mică, măi. Era mică. Și cântam, deci toată lumea știa că eu aveam program în fiecare seară și cântam, până venea mama la ora 10 seara. Deci stăteam afară. Apoi am plecat, ți-am spus așa, am colindat la vârsta de 14 surori. Ani, dar la vârsta de 14 ani am cântat prima nuntă. Eu sunt cea mai mică. Așa. Deci frații mei ceilalți au plecat pe rând pe rând la București, au făcut școlile și au rămas, doi au rămas în București, celălalt a lucrat în București, dar făcea naveta și venea la curte și am mai avut o fetiță, asta a fost norocul meu, care la un an, nu știu ce s-a întâmplat, că a pierdut-o mama. Ținând cont că ai copilă de la țară, da. Îți place să muncești în grădină? Nu, lasă-mă. Să știi că la mama, la părinții mei, nu m-a pus să fac, cum să spun, nici un pic de treabă. Nu știu să dau, nu că nu știu. Păi dacă te pune și dai cu sapa în loc să tai iarba, deci, tăiei porumbul. Deci după ce m-am pensionat, acum soțul meu are o casă lângă București, că tu știi că și tu ai. Numai soțul tău are, tu n-ai. Păi a noastră zis așa, de unde s-a născut el în Bolentin, în comuna Ogrezeni. Vreau să spun că condițiile la fel ca la București. Dar are prea mult teren și pune de toate și eu n-am cu cine să comunic acolo, că toată viața mea am fost numai în lume multă, să vorbesc, să râd, am fost în atâtea țări plecate cu cântatul ăsta și ce să spun, spui mi se pare foarte greu. Să comunici. Nu am cu cine să știu. Da, Maria Lătărețu spunea că totdeauna mai repede îți plăcea să comunice cu ciocârlile, cu privighetorile, decât să asculte păi oamenii. Păi stau departe de pădure. Păi a fost idolul tău, am înțeles. Păi Maria. Da, dar stau departe de și pădure. Și n-ai reținut aceste vorbe ale Elena Mariei nu are Lătărețu? Decât greierași. Păi dacă stau departe de pădure, dacă ți-am spus, stau lângă strada principală și nu am. Dar tot timpul mie mi-a plăcut să fiu una. Am dus o viață, și să spun, foarte, foarte frumoasă. Am doi copii care au făcut facultățile, unul politehnică, una asistentă și nu știu ce. Dar, cum să spun, fiecare e cu treaba lui. Foarte bine. Așa atunci că... să-ți dăm și ție de lucru acum și nu-i mai cânti ceva. Să știi că dacă mă duc să cânt la o nuntă, tu știi și aș foarte bine așa unde, de ce aș cânta non-stop. Lasă-mi răspunsurile când te întreb eu. Mulțumesc. Elena Lefescu Breazu. Multe fete s-au fost de
șneigă prea departe, puișule. Dorul de tine mă arde, puișorule. Dar șneigă prea departe, puișorule. Dorul de tine mă arde, puișorule. Mulțumesc, Elena Lefescu Breazu,
Că dacă nu zic și Breazul, pe urmă am probleme cu domnul. Nici problemă, m-am lansat cu numele de Elena Lefescu, deci încă nu mă căsătorisem. Știi. Am o placă dintre aia. Știi, da? Da, aia mică. După aia a apărut Breazul. Da. E bine că a apărut. Da. Că dacă nu a apărut, ce făceai? A, eram plecată, cine știe pe unde eram plecată? Da. Ți-am spus că îmi place numai să fiu plecată tot timpul. M-am gândit, fiind cu voi în compania asta așa frumoasă, să vă cânt și eu ceva, mă lăsați? Exact, asta vreau să zic. Chiar vă cânt și eu două cântece, dacă asta vreau să zic. La mulțumesc, repertoriu. Mulțumesc atunci că mi-ați dat voie. Și acum va cânta Ion Ioniță. Băieți, intrați în joc și jucați să reba pe loc. Hai și voi, fetițele, hai mișcați picioarele. Hop și bătând picioarele-n loc, jucați sărbacea cu foc. Hop și bătând din picior, jucați sărbacea cu dor. Fetele care fac nazuri după viață de necazuri, fetișcanele frumoase, hei, nu sunt deloc mofturoase. Bun e traiul de bărbat până ce nu s-a însurat. Toate fetele-i zâmbesc, împrejurii se-nvârtesc. Hop și bătând din picior, joacă sârbacea cu dor. Hop și bătând picioarele-n loc, joacă sârbacea cu foc. Și încearcă să-l îmbete pârdalnicele de fete. Îi dau până și gurițe, hei, și retele de fetițe. E pierdut dacă le crede, în curând pe naiba-l vede. Însă vai de acel bărbat ce-a fost prost și s-a însurat. Ea bate piciorul în loc și intră în viață cu foc. N-are somn, n-are odihnă, n-are o clipă de tihnă. Domnișoara vânătoare s-a făcut și călitoare. Este mai rea și mai acră, hei, chiar mai rău ca mama soacră. Domnișoara vânătoare s-a făcut și călitoare. Este mai rea și mai acră, hei, chiar mai rău ca mama soacră. Mi-aduc, măicuță, aminte, seara ne-adunai din curte. Ne spălai, ne primeneai și la masă ne așezai, măi. Erai tare bucuroasă, aveai cinci băieți la masă, lângă băieți și o fată. Măiculiță, cum să mai fii supărată? Apoi intrai în război, țeseai pânză, țeseai foi, măi.
ne puneai cârpe, tăiam și cap la cap legoseam. Pe suvei că le puneam și să le țești, ți le dăm. Nu te-ai gândit niciodată, măiculiță, că sunt băiat și nu fată. Dar cum puiul crește iute, își ia zborul și se duce. Tot așa și noi, măicuță, ne-am dus din a ta căsuță. Anii au trecut și-aș vrea, măi, să fim iar la masa ta, măi. Acum cinci băieți și o fată, cu nepoții la olaltă. Anii au trecut și-aș vrea, mă, să fim iar la masa ta, mă. Acum cinci băieți și-o fată, măiculiță, cu nepoții la olaltă. Te-ai mărit de la Orășeni, nu? Să mergi pe asfalt. Nu, păi și la țară tot așa era când eram copil, să știi. Aveați trotare? Sau cum zicea? Trotal, aveți trotal? Nu, aveam. La țară aveam drum, drum de țară. Drum. Dar îmi plăcea foarte mult că la noi, în fiecare sâmbătă și duminică, se făcea oara satului. Și eu eram prima. Ca și cânte. Baluri, da. Drumul da. De pământ, drumul de exact, fier. Exact, foarte, n-am simțit, n-ai simțit că e noroi, ba îmi plăcea să știi să merg pe, cu picioarele goale, așa cum ai spus tu, pe iarbă, pe țărână. Da. Dar ce ardea vara? Era țărâna așa, se îngropa talpa. N-am simțit, să știi că n-am simțit. Piciorul se îngropa 10 cm n-am în pământ, simțit. În țărâna aia. N-am simțit că tata avea și cai și da. Deci îți dai seama că... N-ai simțit că ți-a luat cizme de cauciuc? Nu, nu aveam cizme de cauciuc. N-ai purtat cizme de cauciuc? Nu știu ce, nu. Da. Șoșoni. Șoșoni? Da, dragă, da. Șoșoni se numea. Ia să vedem, Lucia, iartă-mă. Ai spus că ai copilării la țară. Ai spus că ai avut o copilărie frumoasă și nu prea. Dar ai iubit? Ai fost iubită când erai puștoaică? Când erai fără codană? Număr. Fără număr. Fără număr. Și acum s-o suge, pentru zice? Că veneam de la liceu la Vatra Satului și acolo se legau prietenii. Dar selecta. Pot să spun că erau mulți. Cum dar face? Trei au rămas ca amintire. Trei băieți în 5 ani, eu zic că e prea puțin. Prea puțin, da. Da. Cum ziceai? Tu ești prea înalt, tu ești prea mărunt, tu ești prea gras, tu ești prea slab, nu? Uite că ați nimerit-o, că l-am ales pe cel mai frumos și înalt. Să și chiar mă leagă melodia când eram pe Ialomiță. Copii? Eu? Da. Am o fată. Să străiască. Nu am să nepoți. Trăiască. Nu am nepoți, dar aștept. Toate la timpul lor. Sunt despărțită de fata mea pentru că e plecată de 4 ani. O să urmeze o melodie special dedicată ei, dar acolo se simte fericită, apreciată, câștigă și a pornit la un drum bun împreună cu soțul ei. Și eu sunt liniștită aici. Cum te împarți cu munca de acasă, cariera muzicală? Te acompaniază, te merge cu tine soțul pe unde ai nevoie? Soțul meu este șoferul meu și casier. Haideți, 50 la 50. Deci încasează numai ce vrei tu. Da, nu mă interesează. Și când aveam câte 50 de evenimente pe an, că au fost perioade foarte bune, foarte aglomerate, doar intram pe ușă, îi dădeam banii și nu mă interesa. Deci poți să te lauzi să ai câștigat bani din muzică. Da, foarte mult. Dar bravo. Cu 10 ani în urmă. Acum de când am scos CD-ul, că 10 ani exact, poate la mine în sat o să fiți colegii mei invitați special să mulțumim. Aniversez această perioadă trecută de 10 ani în care eu promovez cultura comunei mele și a zonei Ialomița. E, de când m-am lăsat de partea asta de spectacole plătite și
De ce nu evenimentele de restaurant? Am plecat liberă, adică doar dacă sună telefonul plec de acasă, iar spectacole, cum știm toată lumea, nu mai sunt plătite decât pentru cei de vârf. De ce să nu fim sinceri? Nu pentru cei de vârf, pentru cei care au relații. Da, exact. Cel mai sau bine așa, așa. Și care are impresarul care tare impresarul, din toate punctele de vedere. În schimb, avem și noi măruntele spectacole care suntem invitate și evenimentele care n-au dispărut, dar rare. Ai cules folclor? Am compus, din păcate. Ai creat? Da, pentru că eu m-am lansat foarte târziu, pentru că nu am avut material și de aceea nici n-am putut să câștig niciun concurs. Și atunci, inspirându-mă de la cei din înaintea mea, ca să fiu un interpret, așa cum am reușit eu în 10 ani să fiu un pic cunoscută și am ajuns într-un loc unde nu mai mă dau jos, dar nu sunt foarte cunoscută. Într-un loc așa, trebuie să vii cu ceva al tău ca să te țină lumea minte. Și așa că am fost nevoită să-mi fac un CD-ul al meu. Nu, eu spun, dar puțin mai târziu. Eu spun altceva, Lucia, nu te supăra, dar până în 2000 au fost foarte puțini soliști. După 2000 sau chiar 90, au apărut foarte, foarte mulți soliști. Și DJ-ii, să da, mai zicem și așa. Toată lumea spune, românul cântă și da, face poezie, nu? Lucia Lazar. Supărat, mă. De ce a fost omul lăsat să trăiască supărat, măi? Să muncească și să strângă sănătatea, să-și o plângă. Toată viața strânge bani, pierzând cei mai frumoși ani. Să muncească și să strângă sănătatea, să-și o plângă. Toată viața strânge bani, pierzând cei mai frumoși ani. Să ne fie. Mă rog, Doamne, mă rog ție, fă ca viața să ne fie mai ușoară și mai bună, banului să nu-i fi slugă. Că viața e trecătoare, ne ofilim ca o floare. Mai ușoară și mai bună, banului să nu-i fi slugă. Că viața e trecătoare, ne ofilim ca o floare. Sănătoși să fim în viață și să avem mereu speranță. Să avem mereu speranță. Timpul trece ca nebunul, plecăm unul câte unul. Hai să trăim fericiți, sănătoși și mulțumiți. Timpul trece ca nebunul, plecăm unul câte unul. Hai să trăim fericiți, sănătoși și mulțumiți. Hai veniți la fedele, șai-la-lai-la-la. Cu fetele alăture, șai-la-lai-la-la-la. Să jucăm până-n seara, șai-la-lai-la-la. Cu fetele alăture, șai-la-lai-la-la-la. Să jucăm până-n seara, șai-la-lai-la-la. Iauzi!
Doricea de busuioc, șai-la-la-la-da. Haideți, gospodar, la joc, șai-la-la-la-la. Juca, jucați, mai săten, șai-la-la-la-la-la. Fedele și un gârboven, șai-la-la-la-la. Juca, jucați, mai săten, șai-la-la-la-la-la. Fedele și un gârboven, șai-la-la-la-la. S-au prins în joc, șai-la-la-la-la. Viața le-a adus noroc, șai-la-la-la-la. Irina s-a măritat, șai-la-la-la-la-la. Ionel s-a însurat, șai-la-la-la-la. Fedele știu frumos joc, șai-la-la-la-la-la. La toți ne-a adus noroc, șai-la-la-la-la. Ceva despre costumul pe care îl porți? Da. Costumul este tradițional muntenesc, dar nu neapărat din zona Ialomiței. Da. Pentru că la mine... Ce mi-aduc eu aminte de costumul național care l-am purtat la Căminul Cultural era foarte cresc, cu pliseuri, cu nu știu ce și cu băzmăluțele în cap și o ie simplă. Și am zis așa, dacă tot m-am lansat foarte târziu, să păstrez costumul național din Muntenia și să-l adaptez cu accesorii așa cum îmi stă mie bine și publicului care ne admiră. Da, 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 foarte frumos. Și... Ai costume mai multe? Sau? Eu am vreo 6 costume, exact ca acesta, dar cu diferite ornamente, altceva. Deci exact așa, fotăie, dar altceva. Dar toate mi le-am achiziționat de la Muzeul Satului. În zonă s-au purtat opinci? Nu. Nu? Nu. Nici eu. Nu. Nu sunt de acord cu asta. Nu. Când vii cu s-au opinci... S-au purtat tenis. La greu. Tenis. Nu vorbim de tenis, vorbim de pantofi. De zi de zi. Pantoful, da. Vorbiți de duminici, de sâmbete, da, că da, nu da, purtai da, în curs da. Săptămânii pantofi. Păi. Ceea ce-i tenis, care erau și la câmp și în grădină și tenis, în gospodării. Bine, vorbim de cei care se duceau pe vremea comunismului, care se duceau la CAP-ul, nu? Corect. Vorbim, să nu uităm ce am trăit în viața noastră. Eu nu uit niciodată, chiar m-au marcat. Ai participat la Cântarea României? Da, chiar v-am spus că am luat numai locul 2, că nu am avut repetori. La Cântarea României. Multe. Chiar am fost și Miss, am fost. Deci am avut o tinerețe frumoasă, chiar n-am stat degeaba. Mulți le e rușine să spună că au participat. Din potrivă, Cântarea României a fost lansarea talentelor. Dar descoperirea să știți că acolo am lăsat lansare. Emoțiile, acolo. Acolo ne-am format. Asta era. Cântarea României. Acolo ne-am format și am înțeles cu adevărat ce trebuie să facem. Că având această observație că melodiile nu sunt ale mele, ci era lui Irina Loghin și Ileana Sărăroiu, am înțeles pentru mai târziu că nu e bine ce fac. Ce nume cunoscute din folclor sunt în zonă? Le cunoaște toată din lumea. Generația de aur, așa îmi place generația să spun. Generația de aur, pentru că s-a lansat o chestie de departajare. De departajare. Hai să zicem că Etno a lansat această chestie. Nicolae Rotaru, care am o prietenie la distanță foarte sinceră și foarte adevărată pentru el, pentru boala care o trage. Știu. Vedeți marginalizarea asta a artistului? Cum să-i dea cineva un telefon și să spună Nicu, am nevoie de telefonul cutăruia din Oltenia, mulțumesc frumos. Și el stă acasă în călăraș la el. Și eu vorbesc deci, foarte despre ce vorbim? Oameni între oameni. Am nu? Făcut școala populară de artă împreună. Îl vezi asta de la distanță? E una din poveștile care l-au făcut să sufere. Dar vorbim de ansamblu, dar neplecări, dar nene. Exact ce a spus dumneavoastră. Mulțumesc. Ia să trec puțin și prin ograda doamnei Elena. Doamna Elena, aveți cumva urmași care cântă? Nu, am 2 nepoței sau... de la băiat, 2 gemeni. Dar și elevi? Sunt în, au 10 ani. Nu, nu, și elevi care au învățat ceva de la dumneavoastră? Sau de la tine? Hai să spun așa, eu am fost plecată la... chemat, adică să fiu în jurul la festival la Giurgiu și Iulia Mihai, deci a fost așa. A mai fost Ghiroi și încă un băiat care nu mai mi-aduc aminte. Eu le-am dat chiar premiu și am fost de acord pe bune și văd că au imprimări, au făcut imprimări în radio și sunt foarte buni. Așa că, ce să spun, mie sunt foarte exigentă. Să vedem ce ne mai spune Lucia. Apropo de ajutor și apropo dacă avem urmași.
în familie exclus, ca am fata care s-a lansat pe alte stiluri de muzică, care i-a plăcut ei. Dar în Ialomița la mine am trei fetițe în jur de 14 și 18 ani pe care le ajut prin melodiile mele de la distanță, că le-am acordat acceptul de a le cânta în festivaluri și au premiuri după premiu. Chiar și pe Facebook părinții mulțumesc și în continuare le dau piesele mele și au premiu cu ele. Înseamnă că sunt și bune. Pentru noi. Înseamnă că cântă și frumos, sunt bune. Nu trebuie să ținem pentru noi, da. Că sunt mulți domne, dar să cânte, dar de ce nu m-a întrebat? Dar mi-au spus că membrii din juriu și chiar președintele le cere acceptul artistului. Dacă nu, nu le primesc în concurs. Asta e, nu știu, așa mi-au spus la telefon când m-au rugat să le dau piesele. O să știi că eu după 90 am fost plecată în Germania, Belgia, Austria, Polonia. Păi când te-am întrebat dacă îți place să călătorești, n-ai să ai fost urma de gheboaie. Și vreau să spun că am cântat numai cântece vechi, românii plecați în străinătate, au cerut numai melodii foarte, foarte vechi. Melodii cunoscute. Și romanțe, când și petrecere, când și tot ce vrei. Când petrecere de pietoni? Da, petrecerea de pietoni, când e pe verde. Când e pe verde, bravo, da. Bravo, așa se faci mereu. Să respecti regulile, da, de circulație, da. Că dacă nu respecti regulile de circulație, s-ar putea să nu poți să mai cânti. Sunt și șofer și așa, că îți dai seama că Doamne ajută, să fii liniștită, să ai noroc, să ai drum bun peste tot pe unde umbli, să ai sănătos. Drum bun. Ia mai ridică-te și ne mai cântă ceva, dacă tot ai spus că trecerea, da, de pietoni. Da. Elena Lefescu Breazu. Al meu necă nu mai vii.
stă pe inima mea, dorul și cu dragostea care mi-au fric inima. Inimioară ca la mea, inimioară ca la mea, nu găsești la nimenea, na 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 dorule, na măi draga mea. Ne-a cântat Elena Lefescu Breazu. Mulțumim, Elena! Cu multă plăcere! Stimați telespectatori, de vorbit putem vorbi ani mulți, cu bucurii, necazuri, despre bucurii, despre necazuri, dar mă întorc la Lucia Lazăr. Lucia, ai zis că ai lansat un CD. Da. Ai fost mulțumită de tot ce ai primit în urma lansării? Pot să spun că sunt foarte mulțumită și am o satisfacție maximă că cei mai interesați de CD-ul meu au fost ai mei din Ialomița. Comuna mea, Gârbov, a explodat de bucurie că iată că în satul lor cineva îi reprezintă, dar orașul Urziceni m-a chemat, cred că 4-5 ani la rând, în toate spectacolele de acolo. Și chiar acolo, într-un spectacol internațional, cu mulți artiști de la noi, și de teatru, și de muzică ușoară și populară, mi s-a acordat marele trofeu pentru autenticitatea CD-ului meu. Deci am fost super mulțumită. Felicitări! Mulțumesc! Și peste an, 2-3 ani, mi s-a acordat diplome de onoare, tot acolo, la diferite spectacole ale orașului, fiind recunoscută ca reprezentantă a zonei Ialomița. Așa că sunt câteva bucurii care mi-au rămas. Ce au zis consătenii? Avem o fată care cântă frumos, este frumoasă, știe să vorbească, avem cine să ne reprezinte cu bucurie, da? Eram cunoscută de micuță că eu cochetam cu muzica populară, dar ca să mă întorc în sat după vreo 25 de ani cu trofeul spitit aici, pe scenă, la Căminul Cultural, la alegeri a primarului meu din Comuna Gârbovi, le-am spus că nu m-am întors cu mâna goală, ci cu acel trofeu pe care eu îi cânt oriunde mă duc și îi reprezint pentru că iubesc, îi prețuiesc, pentru că sunt bun gospodar, iar Comuna Gârbovi este o comună în județ, puternică, cu oameni inimoși și frumoși. Și la ce ai folosit banii care ți-au venit după urma CD-ului? Ți-ai făcut casă în altă parte sau tot la Gârbovi? Da. După eu am auzit ceva și de asta te întreb. După banii agonisiți înaintea CD-ului, am scos CD-ul și să știți că nu m-a costat chiar atât de puțin și nu mă plâng. Asumat, cred că și cu promovarea pe sticlă, pe televiziuni, cam 10.000 de euro. Pe care eu i-am avut la timpul ăla. Acum nu i-aș mai avea. Nu puteai să mi-i dai mie și scânteam eu de ei? Iar că acum mi-am cumpărat o casă de 6 luni, tot în frumoasa Ialomița, în comuna Dridu, este că mă atrage această zonă unde am copilărit și că banii pe care eu i-am investit este un credit ipotecar, deci au scăzut veniturile familiei mele. Deci ți-a plăcut mai mult țărâna de la șez decât piatra de la munte, nu? Uite că rădăcinile te cheamă. Sau apa de la mare. Da, acolo apă și păduri.
Ai tot ce trebuie. Da, da. Este un baraj acolo, este o mănăstire care lumea... Cu Drivlasiei, cum erau înainte. Exact. Dar mănăstirea se numește Dridu, mănăstirea Dridu. Da. Și ca un făcut, pe partea asta este comuna Dridu și peste apă sunt bogătași. Bogătași? Da. Este Dridu Snagov. Au fost bogătași din vremuri străvechi? Sau... Nu, acolo au venit ei și și-au construit case pe marginea apei. Îmbogățiți de după Revoluție, da? Exact. Mă bucur. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem trece apa și să ne ducem la ei. N-au pus restricții? Nu, nu. Iar aici unde mi-am cumpărat, eu și soțul meu, ne dăm toată silința să o aducem așa cum ne place nouă. Deci, deocamdată muncim, nu ne putem... Ce ți-ai fi dorit și nu ai reușit să-ți realizezi în viață? Că am reușit ca să cânt este foarte bine. Regretul este că nu am avut material să mă afirm de mult mai devreme. Deci acum e prea târziu. Dar am prins. Nu e târziu. Uite, prezența ta e aici. Aici, în emisiune, la noi. Și în alte emisiuni. Nu, n-a fost în zadar ce ai făcut. Da, ne place că știm bine să dăm în emisiune de televiziune, să facem poze, dar venituri ne-am. Da, mulțumesc. Deci mulțumesc. Spunea o interpretă și nu dau nume, că a fost certată de mama ei. Mergi în emisiuni, pozezi bine, dar tu bani mai aduci? Păi da, așa te întreabă. Că omul zice, ești cântăreț, ce de bani aduci? Da, domnule, aducem. Stați că e bună asta care spuneți dumneavoastră. Aducem în fundurile altora. Proprietarul casei care mi-a vândut mie, dacă nu m-a cunoscut că eu sunt interpret de folclor, eu nu i-am spus. După 4 luni așa, de la vecini, de la apariții de la televizor Etno, că am avut niște spectacole, ne-a dat un telefon și spune soțului meu. Zice, domnul Lazar, eu v-am spus totul dumneavoastră. Dumneavoastră, de ce nu mi-a spus că soția este cântăreață? Vă era frică că schimb prețul? Păi normal. Dar ce trebuie? Aveți dreptate. Ce treabă are una nu cu alta? Nu este reală treaba, pentru că eu am făcut un credit pe 6 ani pe care îl plătesc cu greu. Îl plătești cu greu, știu. Și de multe ori ți-e teamă că astăzi ai servit și mâine n-ai și creditul rămâne și nu poți să știi. Chiar am apelat și la prieteni când am rămas în pană. Chiar am apelat. Înțeles. Mulțumesc. Hai să te mai pun la treabă. Cu drag. Lucia Lazar. Tatăl meu m-a
învățat și-ai lai lai la. Din Gârboveu am plecat, măi. Of, of, mamă, tată, am lăsat. Din Gârboveu am plecat, măi. La oraș m-am măritat, șai lai lai la. Departe de al meu sat, șai lai lai la. Am cu mine cântecul șai lai lai la. Cântând mi-a lin sufletul șai lai lai la. Hai la hora roată, roată, hai să jucăm toți odată. Și la stânga și la dreapta, că așa se joacă roata. Tot pe loc, la joc, la joc, cu tot satul la un loc. Roată, roată, măi munteni, ca la noi, la Gârboveni. Lai la da dai, la dai, lai la, lai la da dai, la dai, lai la. La stânga și la dreapta, uite așa. Părinții ne-au învățat să jucăm roata în sat. Tot pe loc, la joc, la joc, cu tot satul la un loc. Roată, roată, măi munteni, ca la noi, la Gârboveni. Lai la la dai, la dai, lai la. Lai la la dai, la dai, lai la. Hop și așa bine cântă muzica, că avem lăutari vestiți de la urzici-n veniți. Tot pe loc, la joc, la joc, cu tot satul la un loc. Roată, roată, măi munteni, ca la noi, la Gârboveni. Lai la la lai la lai lai la. Lai la la lai la lai lai la. Copilăria mea mi-a fost drag să joc roata. Am să joc toată viața roata ca-n Ialomița. Tot pe loc, la joc, la joc, cu tot satul la un loc. Roată, roată, măi munteni, ca la noi, la Gârboveni. Lai la la lai la lai lai la. 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 Mulțumesc mult! Ne-ai adus cântecele tale frumoase, dar eu n-am înțeles, n-am reținut sau nu mi-ai spus cine te-a acompaniat, ce orchestră? Da. Nu mi-ai spus? Nu. Înseamnă că am... CD-ul l-am realizat cu dirijorul nostru de radio, maestru Adrian Grigoraș, cu o parte din formația orchestrei radio și... Casa de discuri Electrecord și este mare lucru. Aici trebuie să-i mulțumesc interpretei, poate privighetoarea Dobrogei, doamna Aneta Stan. Deci ajutorul a venit din care partea m-a cuiva, prezentat, nu? Mi-a prezentat materialul, care a luat și licență și imediat m-am și înscris la UCMR. Felicitări! Da, Adrian Grigoraș lucrează foarte bine, îl da, cunosc că și chiar eu am nu făcut... i-am dat bătăi de cap. Păi nu, nu contează, că la registrări așa se întâmplă. Mai greu a fost la casa de producție. Trebuie să iasă. A fost mai bine. Greu acolo cu voce scăzută, voce căzută, e, voce regușită. Nu știm noi de astea, că nu facem, n-am făcut noi așa ceva, nu știm. Mai mult acolo a fost. Nici nu trebuie să știe toată lumea ce facem noi în studio. Da, important e ce rămâne, ce se aude. Și pentru că ai vorbit foarte mult, te las să te mai odihnești. Și Elena Lefescu Breazu, ținând cont că ai venit și tu și ești alături de noi astăzi, da. Trebuie să te mai întrebăm și pe tine da. Ceva.
Ce sfaturi ai dat tinerilor care vin în folclor românesc? Ce trebuie să facă tinerii să ajungă și ei acolo unde ai ajuns tu? Este foarte greu, pentru că o iau acum de la început. Cei care sunt născuți la țară, deci trebuie să cânte foarte mult, să se obișnuiască cu orchestra, să cânte la nunți, la chiar fără bani, pentru că așa este la început. Acum nu vorbim de bani. De bani, da. Nu vorbim. Deci trebuie să cânte vorbim de pasiunea pentru folclor. Foarte mult trebuie să cânte, bineînțeles, dacă îți place să cânți, pentru că, mă repet, eu la 14 ani cântam prima nuntă și când am făcut primele imprimări în Radio și Electrecord, apropo de ce spunea Lucia, dacă știi foarte bine, pe noi ne plătea. Deci CD-ul pe care îl scoteam... Nu vreau să știu! Să spun și treaba asta. Hai, spune. Deci primeam bani și de la Electrecord, și de la radio, și de la televiziunea română. Pe vremea aia se dădea bani. Dacă vrei să intervii, să zici ceva, zic. Să o contrazice mai mult. Dacă îmi permiteți. Pentru că, da. Zic, vrei să spui ceva? Și în situația asta, eu, iarăși la ceea ce mi-ai spus tu, eu aș învăța pe cei tineri să cânte foarte, foarte mult și să cânte toate genurile de muzică, începând în primul rând de la romanță. Să înceapă cu sorcova și cu... De la romanță, de la cântece de petrecere, pentru că toate intră în aceeași tangouri. Deci ce spune muzică, pentru că și astea fac parte tot din folclorul nostru românesc. Deci tot ce este... Tot ce se cântă românește. Tot ce e românesc nu pierde. Exact. Tu ce părere ai, Lucia? Păi, părerea mea personală, pentru că acum sunt cântăresc cât e frunza și pământul și văd că s-au născut niște concursuri de preselecția lor și pot să spun că mă mândresc că unii interpreți din toate zonele țării vin atât de frumos în fața telespectatorului, în primul rând cu repertoriu, al doilea rând cu portul popular. Și în al treilea rând, să ai și puțină și fizionomie. Vocea, și talentul. Iar vocea, nu, vreau să spun că păstrează. Ei vin din zonele lor, păstrând. Eu vorbeam de talentul fiecăruia. Ce îl învață altcineva, ce îl îndrumă profesorul sau instructorul. Da, să aibă repertoriu din zona care vine. Costumul adecvat tot zonei care vine. Vocea. În primul rând să aibă voce. În primul rând să aibă voce. Dacă n-ai voce, da. Asta este cel mai important. Completările sunt înțelese. Poți să fii îmbrăcată, elegantă și dacă n-ai voce, degeaba. Dar acum ați văzut, în primul rând, machiajul, pantofii cu toc, costume stilizate și ești cântăreț. Ești interpret de muzică populară. Ești interpret de muzică populară dacă... Știi ceea ce cânt și intri în sufletul omului. Și dacă, o întreb pe domnișoara câte picioare are vaca, habar n-are. Zice că n-a fost la țară. Nu, e normal, e logic. Am dreptate, stimați telespectatori. Dacă am dreptate, să ne scrieți pe Facebook. Eu știi ce aș face, Ionită, scuză-mă. Eu aș întreba în primul rând așa. Aș pune foarte multe piese de la soliștii foarte vechi și să-mi spună al cui acest cântec, să vedem, știe? Dacă n-a ascultat... Păi atunci nu înseamnă că ce... E foarte bine ce spune Elena. Exact. Foarte. Cine este, al cui este acel scântec? Ar trebui o întrebare de concurs. A cui e această piesă? Cine ne ascultă? Da. Cine? A cui este această piesă? Cine a adus-o? Da. Cine a cântat-o? Exact, asta. Da, eu asta am... Mă, Elena, ai venit și tu cu ceva nou. Păi am venit cu... Bună. Numai cu lucruri bune, sunt foarte exigentă, să știi. Și mă repet, iarăși că nu, adică nu ți-am spus, sunt foarte multe orchestre unde se duce și fac ei, să zic, soliștii, și nu îi interesează dacă distonează, dacă falsează sau dacă este în ton, se potrivește acea piesă la tonul la care trebuie. Adică ce vrea să spune Elena? Vine o muzică strong din toate punctele de vedere și vine un pisoi care muți butonul. Nu, dar da, adică în loc să cânte, să-i dea tonalitatea cu un ton sau adică un ton, e mic pentru... Are tata bani? Stimați telespectatori, lăsați copiii să meargă pe drumul lor. Nu îi îndrumați pe drum greșit. Chiar dacă dumneavoastră vreți să ajungă un mare interpret, nu va ajunge niciodată. Folosește banii dumneavoastră, acum cât încă nu poate să decidă, și când va putea să decidă, uită tot ce l-ați obligat să facă. Dacă nu-i place, nu atunci contează. Când îți place să cânți, cânți foarte bine. Când îți place să cânți și ai talent. Deci nu trebuie neapărat să cânți live. Eu n-aș pune să cânte direct live. Uite, acum te pun pe tine să-mi spui o amintire
Așa? De la o petrecere undeva, dar ceva hazliu. Unde ai fost? Ți s-a întâmplat ceva? Da, de exemplu, cântam la Roșorii de Vede, într-o comună, Drăgșănei se numește, cu o orchestră. Câți kilometri avea până acolo? Nu mai țin minte. Dacă tu ai... De la mine, din Telormane, să zic așa, da. Și la cort, bineînțeles, când pe vremurile acelea se făceau nunțile la cort. Și cântam cu taraf, țambal, știi foarte bine, cobză, vioară, acordeon. Și contrabas, dacă îți mai... Da, 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 contrabas. Și aveam stația mea, aveam o stație făcută din, mi-a făcut, din Tego. Pentru că nu existau pe vremea aia și difuzor și stația era din Tego și în Tego ăsta răsuna foarte... adică dădea un eco foarte frumos. Și lume multă la nuntă, era în timpul prânzului. Cântam, dacă știi foarte bine, venea nașul. Aducea nașul să ia masa cu tineretul, cu nu știu ce, și după aceea mi-o să mergeam la biserică. Și eram cu fratele meu și nu mă căsătorisem, dar mersese și soțul meu cu mine. Mersese la o nuntă, da. Și cântam, lumea pe garduri era. Ei s-au dus la un lac, nu știu pe unde, cu niște fete. Și-au uitat de mine. Când vine fuga, eu cântam. Și cântam repertorul Mariele Tărețu. Ai, ai repede că zice, nu mai cântă sormea, i s-a stricat stația, că a băgat placa lui Mariele Tărețu. Am mai întâlnit un coleg de-al nostru, și că a băgat placa lui Mariele Tărețu. Se ducea la spectacole și în loc să cânte el, punea caseta cu Dolănescu. Și el spunea că, domne, cânt eu acum. Da. Și când m-a văzut pe scenă, le-a venit, că făcea scenă, știi, că nu se cânta așa. Le-a venit inima la loc. Ia uite, domne, zice, și credeam că s-a stricat stația și a pus placa lui Maria Lătăreț. E, atunci tu nu mai pui placa lui Maria Lătăreț, da. Acum ne cânti tu. Și acum pun placa mea. Elena Lefescu Breazu. Hai, da, că de-a țării frumoasă
și plâng prin grădină. Ofo, lângă tufa de sulfină. Of, neicuță, și le spun și florilor mai. Of, neicuță, și le spun povestea lor. Of, mă scol și plâng. Te-aș mai întreba ceva. Te rog să mă întrebi. Câți ani ai petrecut sau ai cântat în ansambluri? Deci am cântat la ansamblu Slănicu din Buzău, ansamblu profesionist. De profesionist. Da, n-am stat decât 2 ani. Pentru că m-am întors înapoi, eu am avut și servici și m-am întors înapoi în București pentru că trebuia să stau la Slănicu din Buzău și am fost colegă cu, am fost Maria Văduva și cu Flacăra Prahovei, am colaborat foarte mult și după aceea m-am întors înapoi în București. Și în zonă la tine, ce cântăreți mai cunoscuți sunt? În zonă la mine sunt foarte mulți. În afară de tine, bineînțeles că pe tine te Liviu pun în capătul Vasilică, liste. Liviu Vasilică, Floarea Calotă. Este Viorica Mirea, care e tot din Telorman, așa. Polina, care este Ileana. Polina Gheorghe, care este Tele Oltean Cargeșeancă, dar ai este aproape acolo, de, nu? Da, este aproape de Ileana Ion Duca, Margarit. Ileana Margarit, Ion așa. Duca. Cornea, Mărin Cornea. Mărin Cornea. Da, da. Și mai și nu să nu uităm de cel care a dus faima Teleormanului. Vasilică. Liviu Vasilică, Liviu Vasilică. De ce să-l uităm? Da, Liviu Vasilică este primul, dar l-am lăsat mai la sfârșit pentru că eu Liviu am cântat acolo, foarte multe spectacole. Acolo la egalitate. Acum e și Nicușor Iordan, care este da, tot acum, de la Liviu. Mai este spate. Și de cântă cu fluier, uite cum îl cheamă. Gelu Voicu. Gelu Voicu, da, care da. Tot de la Liviu Vasilică a plecat. Eu îl pun cam pe aceeași linie cu Floarea Calotă. Da, da. Vasilică, Floarea Calotă, că ei au adus da. Cântecul ăsta dinamic. Românean, da, dinamic. Și mai era, mai era și să spun Dumnezeu să-l ierte, Dachin. Alexandru Dachin. Alexandru Dachin, Alexandru Dachin, Dachin da, a murit destul de tânăr da, la 41 de ani. A murit. Și ai observat că tinerii îi da. Cântă cântecele? Da, am observat, da. E, și la voi, în Teleorman, am și eu un băiat, un elev care, pe care l-am instruit, Florin Pieleanu se numește, e din... Frăsineț. Să știi că l-am auzit și îmi place cum cântă. Da. Păi a luat chiar acum, da, 3 da. Săptămâni în urmă, a luat o premiul 2, nu da, știu, îmi place la, cum cântă, la, în Oltenia, nu știu pe unde a fost, la Slatina, parcă, nu știu. Și am avut numai cuvinte de laudă pentru el, și din partea colegilor mei, da, l-am adus, da, l-am da. Luat și în emisiune, dar la televiziune, și am mai luat și pe Corina. Corina? Corina. Corina Dragomir? Nu, Corina. Am uitat cum îi zice. Oricum vreau să spun că la noi în Telorman, așa cum s-a cântat numai cu taraf. Stănia. N-am auzit, nu știu. Corina Stănia. S-a cântat numai cu taraf, pentru că acolo te formezi foarte, foarte mult cântând cu taraf. Am spus, cel mai bine, nu școala, școala muzicală, cea mai bună școală muzicală, nunta. Da. Și spectacole. Ți-am spus nunta, în primul rând nunta. Așa, foarte mulți, sunt foarte mulți care se duc în studiu, realizează un material și la urmă, hai mergem la spectacol, punem placa, punem da. CD-ul și cântăm de la avem treabă. Ce cântam sâmbătă seara la nuntă? Duminică era, știi că se ducea la udat. La prânz venea cu nașul. Duminică seara cântam la lume până să intru la masă, că venea foarte multă lume și vrea să te asculte cum cânți. Cântam seara, duminică seara la masă până dimineața la 4. Te-ați mai aduce aminte? Da. Ia spune-mi cum. La ce oră se punea masa și la ce oră se întrerupea curentul? Acolo am învățat să cântăm adevărat.
La da, 10 da. Se punea masa de seară, 9:30, 10, după jumătate de oră se întrerupea curentul și până la 2 sau 3 dimineața nu mai venea. Și trebuia să iau, că luam acordeonul, luam toba mică sau ăla cu țambală, dacă aveam țambal, îl țambal de gât, îl luam și mergeam printre mese. Păi și cântam câte o strofă exact la fiecare grup și da? Așa da? Se cânta cum se cânta odată. N-aveam ce face. Da? Așa au fost condițiile. Și când îl întrebam pe un mare instrumentist care umblă cu... Acum cântă la vioara neterminată, nu știu, aia electronică, așa îi zic, că e vioara neterminată, cântă la aia și i-am spus așa, băi, tu cânti la nuntă? Da. Da, domnule, că avem formație. Și ce formație ai? Păi am orgă, am clarinet, am vioară electronică, am acordeon electronic și dacă se întrerupe curentul, ce faci? Cine îți cântă? Totdeauna când te duci la o nuntă, stimații mei colegi, când vă duceți în formații, luați-vă și instrumente reci. Nu numai electronice, cred că ați cântat. Nu se mai întâmplă acum, să știți, să se întâmplă, curentul. Se întâmplă foarte des, se întâmplă. În ultimul timp s-a întâmplat foarte des că se întrerupe curentul. Dacă atunci era și altă treabă pe vremuri, că dacă ăsta avea nuntă și altul avea pică, pe el se ducea și întrerupea curentul ca să nu mai aibă, să nu mai meargă. Și luni dimineața trebuia să cântăm la cei care au servit la masă, care da, și trebuia să le cântăm la ureche, chiar, așa cu ce obiceiuri speciale sunt la voi la nuntă? Păi la noi la nuntă, de exemplu, ce obiceiuri să fie speciale? Adică, sau ce obiceiuri sunt la voi la nuntă speciale? Păi ți-am spus, adică se duce sâmbătă seara Iana Șu, vine cu el la masă și cei care vin sâmbătă seara. Sâmbătă seara, cum se numea, Fedeleșu? Fedeleș, da, Fedeleș. Așa, duminică dimineața veneau la brad băieții și fetele și se ducea cu mireasa la udată, era îmbrăcată, nu era îmbrăcată mireasa, era îmbrăcată civil, așa, cum era. Cum se ducea la udat? Cu ce căra? Păi avea o găleată cu, așa, cu busuioc și se ducea și uda pe la, ajungea la o... Și cine ducea găleata? Găleata ducea o fată tânără și un băiat tânăr, necăsătoriți, bineînțeles. Se uda, așa se numea, uda la... Mireasa mergea după ei? Mireasa după ei, da, cu muzica. Se întorcea apoi înapoi acasă și la ora, la prânz, trebuia să-i cânți gătitul mirese. Atunci o îmbrăca pe mireasă, mireasă. Cum e asta? Adică îi punea rochea de mireasă pe ea. Ia-ți mireasă ziua bună. Cum se cântă? Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frații, de la surorii, de la grădina cu flori. Și nunească se cânta? Da, se cântă nunească, nu știu cum se cântă, că tot de fapt... Haide, asta cânta și un, cum să spun, un bărbat, ginerile cânta. Haide, haide, nune mare, că dă soarele de vale, haide să-ți fie de bine, mireasă și cu altă mire. Așa? Și mai târziu? Și mai târziu, la dimineața, se cânta ziuna mai săltărăță ca la 4 dimineața. Așa, ziuna și mai săltărăță. Când... Atunci ai luat voalul miresei și se cânta tot ea mireasă ziua bună. Cum îi lua voalul? Și ce-i adică îi lua voalul după cap și îi punea o basma. Deci batic, o trecea din rândul fetelor? În rândul femeilor, da. Corect. Așa că... Și pe urmă, luni dimineață cântam și luni seara și mă luam darul, luam banii și plecam. Iar luai bani. Deci, iar luam bani. Cu banii ăsta, lasă-mă, mă face. Toate drumurile duc la bani. Și luai bani pentru ce? Pentru că am cântat. Ia trece și ne cântă. Elena Lefescu Breazu. Nu mă lasă nenorocul, nu mă lasă nenorocul. Aș ofta să-mi iasă para, nu mă lasă inimioara. Iartă-i negă păcatul, cu ea lăsa tofta tu. Aseară de la poarta ne-i chimuream, nici o zi nu mai trăiam, nici o zi nu mai trăiam. Și iarăși
bune și de bunoase, nu mai am carne pe oase, nu mai am carne pe oase. Puținică și-a rămas și-aia s-a fript și s-a ars. Puținică și-a rămas și-aia s-a fript și s-a ars. Dacă ai vrea să o cântărești, nici o litră nu găsești, nici o litră, nici un gram, mai bine nu te iubeam. Lefescu Breazu, eu cred că nu te-a urât niciun flăcău. Până la urmă ți-ai găsit și tu unul care să te iubească mai mult ca ceilalți. Da, câți n-am avut. Deci prieten. Ai iubit? Câți n-am avut, ai iubit, câți, și ai fost iubită, câți da? Băieți m-au curtat.
dar pentru mine cântecul era viața mea. Ți-au făcut curte toți? Da, toți mi-au făcut curte. De, cu ce? Cu Lucă. Cu Lucă. Cu vezi, da, cu vezi cum vă bate joc de pădurile noastre? Da, da. Faceți uluci în loc să lăsați pomii să crească. Eu fac din fier forjat. Da. Dar pe mine m-a interesat numai și numai cântatul. Eram, pentru mine cântatul era viața mea. Bravo. Rămâi la cântat că ai ales bine. Lucia, te-aș ruga ceva. Poți să-mi spui și mie un obicei mai deosebit de la tine din zonă? Dacă, în afară de cele ce s-au spus până acum, dacă îți mai aduce aminte de vreunul care e specific zonei tale. Da, văd că se practică și chiar am fost tare bucuroasă să văd pe rețelele de socializare, atât pe YouTube cât și pe Facebook, că ai mei consăteni, de la mic la mare, deci copii, bătrânii satului și tineretul, păstrează un obicei care se face în ajun de Crăciun, dihornița. Nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră. La noi se numește urlălie. Deci, așa, este un prilej că toți vecinii se strâng în drum, dă foc la o roată din asta de cauciuc și acolo servesc gogoși, vin, beau țuică și petrec 2-3 ore împreună. Deci este un prilej de a se bucura de această tradiție care chiar a rămas acolo și ei o practică. Deci asta este mai puternică. Mulțumesc Iar mult! Iar ca și nuntă, ca să trecem peste zi, la noi se păstrează jucatul găinii la mireasă seara. Jucatul găinii. O femeie care este mai jucăușă, ia găina, o joacă, i-o dă lunașul și primește un bănuț. Asta a rămas în tradiție. Și un cântec de nuntă, să ne exemplifici ceva, un obicei, unde să cântă. Ce să cântă la nuntă pentru a respecta un obicei de nuntă. Azi în sat e nuntă mare, ginerii că-i rup din soare, frumos brada împodobit și la mireasă s-au pornit, măi, și la mireasă s-au pornit, măi, și la 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 la. Ăsta se cântă dimineața la bradul fetei. A, până să plece cu bradul până la să plece, da. Da, bravo, felicitări. Ne mai cânti ceva? Cu mare drag pentru toți telespectatorii iubitori de folclor. Când copileu mi-am dorit, am zis să-mi fată, de-o fi una, de-o fi două, eu sunt împăcată. Când copil eu mi-am dorit, am zis să-mi facă, de-o fi una, de-o fi două, eu sunt împăcată. Dumnezeu m-a mulțumit, o fată mi-a dăruit. Nu am două, am doar una, pentru fete mi-a fost rugat. Dumnezeu m-a mulțumit, o fată mi-a dăruit. Nu am două, am doar una, pentru fete mi-a fost rugat. Am rămas la viața mea numai cu o fată, pentru ea muncesc mereu, chiar și noaptea toată. Am rămas la viața mea numai cu o fată, pentru ea muncesc mereu, chiar și noaptea toată. Mă uit la ea ca la soare, că o fată mama are. Vreau să fie fericită și de mine ocrotită. Mă uit la ea ca la soare, că o fată mama are. Vreau să fie fericită și de mine ocrotită. Chiar de nu am vrut băiat, eu sunt împăcată. Poate fata își va dori
și băiat și fată. Chiar de nu am vrut băiat, eu sunt împăcată. Poate fata-și va dori și băiat și fată. Anii trec pe rând mereu și îmbătrânesc și eu, dar am o fată pe lume să aibă grijă de mine. Dar am o fată pe lume să aibă grijă de mine. Mă rog să am sănătate și fetița mea aproape. Sufletul meu, of, dorule, măi. Mă gândesc, mamă, mereu, of, dorule, măi. Că-am plecat și te-am lăsat, măicuță, mamă. Și mă aștepți mereu în sat, mama mea, de tine mi-e tare dor. Când eram, of, dorule, măi. Mereu, mamă, îmi spuneai, of, dorule, măi. Ca să nu plec prin străini, măicuță, mamă. Să cunosc amar și chin, mama mea, de tine mi-e tare dor. Dragă, rău îmi pare, of, dorule, măi. Că nu ți-am dat ascultare, of, dorule, măi. Sufăr, mamă, nu-mi e bine, măicuță, mamă. Că sunt departe de tine, mama mea, de tine mi-e tare dor. Și îmi vrei bine, of, dorule, măi. Mă vrei mai mult lângă tine, of, dorule, măi. Ca să-ți fac inima bună, măicuță, mamă. Vin în fiecare lună, mama mea, de tine mi-e tare dor. Unde mergi și unde cânt, măicuță, port în suflet și în gând, mama mea, de tine mi-e tare dor. Nu-l mai pun pe cel care a venit? Nu, 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 să cânte Ion Ioniță. Atunci să cânte Ion Ioniță pentru dumneavoastră. Da, mi-aș face frate pe Linu. Poate așa-mi trece suspinul, dar suspinul meu e dor. Că am avut un puișor, măi. Puișor pleca prin lume, nu vrea să știe de mine.
Și pe Linu orice-ar face, suspinul tot nu-mi dă pace. Viața-i lăsată anume, să treci rele, să treci bune. Astăzi tu ești cel lăsat și iubirea te-a uitat, mă. Treci peste toate și spune, o fi cineva pe lume care să mă îndrăgească, inima să-mi liniștească. Cu frate mi l-aș face, dacă puiul nu se-ntoarce. Cucu știe cel mai bine ce-i singurătatea-n lume. Când e singur, supărat, cu dorul nealinat, mă, cucu-ți cântă de-ntristare și tot cucul de-alinare. Când e singur, supărat, cu dorul nealinat, mă, cucu-ți cântă de-ntristare și tot cucul de-alinare. Și iar dor vine omul pe pământ și-n viață-i purta de gând, mă. Dar se duce așa cum vine, în viață inima-l ține, în viață inima-l ține. Inima la 20, măi, cu toată lumea te-ntreci, mă. Când 30 ai împlinit, măi, nu ți-arde de socotit, mă. Of, dor, dor și iar dor, iar la 40 când ești cu cunună îmi plătești, mă. Cu 50 de ani pe umeri zilele încep să le numeri, zilele încep să le numeri. An 60 ai împlinit, mă, te-ntreb dacă ai trăit, mă. 70 de-ai rotunjit, mă, te-ntreb dacă ai trăit, mă. Of, dor, dor și iar dor, nu-i om să nu pătimească, nici necaz să nu sfârșească. Oamenii sunt împărțiți în bogați și întrudiți, măi, în bogați și întrudiți, mă. Te-i întrecut
toți sunt chit, măi, niciunul nu-i mulțumit, măi. Le-i întrebut, toți sunt chit, măi, niciunul nu-i mulțumit, măi. Numai una nevăzută vine și de aici-i mută. Îi duce unde vrea ea, măi, nu-i mai vede nimeni, măi. Stimați telespectatori, cum se zice la români, tot ce-i frumos se termină repede. Ion Ioniță, moderatorul emisiunii Satul de Dincolo de București, de la Link Press TV, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi și sper să vă anunțați și prietenii să caute programul nostru, televiziunea noastră. Mulțumesc, Lucia Lazăr! Mulțumesc și pentru invitație și tuturor celor care iubesc folclorul să fie pe Link Press TV. Mulțumesc! Mulțumesc, Elena Lefescu-Breazu! Mulțumesc și eu că m-ai chemat, colegul meu. Ne cunoaștem de foarte mult timp și în continuare o să rămânem aceiași prieteni. Cu acestea ne luăm la revedere și vă mulțumim și nu uitați, iubiți-vă, nu doare. Hai acasă, puișor! Din micuța cărciumioară.